Eu cred și sunt hotărât ca în ședința ADI, unde sunt președinte, ADI care va avea loc probabil în acum luna asta nu mai poate să aibă loc, în luna iulie, eu sunt hotărât să cer să fac un proiect de hotărâre prin care să solicit renunțarea la plata apei meteorice pentru persoanele, pentru toate persoanele fizice și pentru asociații. Cred că voi avea succes cu această măsură, deși eu să vă spun că este emis un ordin numărul 90 pe 2007, e un ordin, nu e hotărâre de guvern, nu e nimic, nu e un alt act normativ, emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Servicii Publice și Gospodărire Comunală, județeană, care, mă rog, au prevăzut, să zic așa, condițiile de încheiere a contractelor pentru apă și pentru canalizare în anul 2014. Și într-unul din articole îi spune așa, articolul 3 din acest ordin, spune, stabilirea cantității de apă meteorică, de aia e vorba, preluată în rețeaua de canalizare, se determină prin înmulțirea cantității specifice de apă, spune metodologia, de apă meteorică comunicată de ANP, de Agenția Națională de Meteorologie, pentru luna anterioară emitere, adică factura de pe luna aceasta cuprinde cantitatea de apă meteorică căzută pe luna, fiind acum în iunie, pe luna mai, de exemplu. Poate o hotărâre a ADI Apa Vâlcea să fie mai puternică decât acest ordin? Da, pentru că acest lucru s-a mai procedat și la Constanța și încă undeva, deci două județe au aplicat această măsură și pentru că, pornind de la ideea că în special persoane fizice, dar și asociație, se confruntă cu probleme extraordinar de mari privind resursele financiare. Eu îi înțeleg pe acești oameni, foarte mulți au venit în audiență la mine și acum sunt decis să merg pe această măsură. Sigur că... Ce spune Cristian Gianu, va trebui să iau și aprobarea acordului dumnealui. Dar domnul Gianu, domnul director Gianu, e un om inteligent, un om care își dă seama de efectul acestei, să zic așa, plăți a apei meteorice și prin sistemul de canalizare, că aceasta impune valori foarte mari, mai ales să ne gândim în acest an când cantitatea de precipitații este foarte mare.